Salut! Sunt Robert și vreau să vă povestesc în filmulețul ăsta de ce Microsoft va lăsa Windows gratuit. E o părere personală și cred că chiar dacă ei nu o recunosc, cred că asta e realitatea. Așa o văd eu. De ceva ani, cred că de prin 2019, dacă nu mă înșel, am eu un filmuleț aici în care vă arăt că am un sistem de operare pe un calculator, un Windows 10, care mi-a arătat acolo jos că nu e activat, dar funcționează fără niciun fel de problemă și are aproape 2 ani de când funcționează. Adică nu se mai blochează după o anumită perioadă de timp și e o modalitate prin care Microsoft lasă Windows-ul gratuit. Și o să-l lase și fără chestia aia de acolo de jos, sunt ferm convins în următoarea perioadă. Și va fi gratuit, va fi disponibil la liber și gratuit, pentru că nu au altă soluție. Bătălia la momentul actual, și vă spun de ce nu au altă soluție. Bătălia la momentul actual este pe zona de web. Ea a început de prin 2007-2008, chiar de prin anii 2000, undeva mai devreme de când a apărut Google. Numai că ei nu și-au dat seama foarte repede de treaba asta. Au avut ei niște bătălii atunci cu Netscape, în care au distrus Netscape și au impus Internet Explorer. Și au avut niște războaie la momentul respectiv. Numai că n-au realizat că atunci era bătălia browserelor, o bătălie care era mai mare decât cea a browserelor, a venit ulterior, pe care ei au ignorat-o, bătălia asta a web-ului. Și n-au cum să meargă în continuare pe un sistem de operare care e plătit atâta timp cât oamenii folosesc din ce în ce mai mult device-urile doar pentru browsing pe internet. Ăsta este probabil că în proporție de 90% device-urile sunt folosite pentru browsing pe internet. În condițiile în care ei vor monetiza în continuare Windows, oamenii probabil că vor trece și vor lăsa loc altora să creeze alte sisteme de operare. De exemplu, Google, dacă își face un sistem de operare care va fi gratuit, probabil că va câștiga foarte mult din cota asta de piață, așa cum a făcut-o cu Android. Android e lider necontestat pe device-uri mobile și singurii care vor avea de pierdut din toată chestia asta vor fi cei de la Microsoft. Adică banii care îi fac acum, dacă vor mai lăsa în continuare sistemul de operare Windows cu bani, o să piardă înzecit, pentru că lasă loc altor companii, altor giganți gen Google ca să facă un sistem de operare și să poată să doteze computerele cu sistemul ăla de operare. Computere care, așa cum vă spuneam, când nu sunt folosite în mediul de business, sunt folosite în proporție de 90% pentru browsing. Și nu numai computerele. Telefoanele cred că în proporție de 99% și tabletele sunt folosite pentru browsing. Laptopurile mai sunt folosite și pentru alte, de exemplu, editare Excel-uri, editare texte Excel-uri și chestii de genul ăsta, care țin de partea de Office. Microsoft are cumva câștigată piața asta de Office datorită faptului că a avut un sistem de operare care venea sau lumea cunoștea sistemul ăsta de operare pentru că era cerut cumva în zona de corporate, de business și automat și pentru computerele personale preferau să aibă aceleași softuri pentru că le cunoșteau deja. Da? Adică Word, Excel și toate cele. Acum sunt variante gratuite care sunt aproape la fel de performante ca Word și Excel-ul. Nu la fel, dar sunt pe acolo, adică undeva pe la 80-90% sunt pe acolo. Dacă ei pierd partea asta de sistem de operare, în mod cert, într-o oarecare perioadă de timp vor pierde și partea de programe de Office. Și businessul lor se cam duce. Foarte mult din businessul lor se cam duce, pentru că ei pe zona asta de SaaS, de cloud computing, sunt prezenți, dar slăbuți. Adică sunt alții buni în zona asta, Amazon și Google. Iar pe partea de softuri de business, sunt prezenți și acolo și au niște softulețe, niște softuri, niște ERP-uri destul de bune, numai că nu prea penetrează piața suficient de mult.
sunt în piață, sunt ok, dar nu sunt la fel de mult ca alții. Deci, părerea mea este că o să fie gratuit Windows, toate variantele în care el va apărea ulterior, adică inclusiv Windows 11 care va apărea, cred că va avea o versiune gratuită. E posibil să fie în continuare cu bani versiunile alea de server și toate celelalte, dar acolo discutăm de mediul corporate. Astea pentru consumer probabil că vor fi gratuite, pentru că nu au altă variantă. Adică dacă lasă portița asta deschisă ca cineva să facă un sistem de operare, și nu e atât de complicat de făcut un sistem de operare, adică nu vă imaginați că este extrem de complicat. Sunt versiuni de Linux acum, gen Ubuntu, care sunt foarte ușor de folosit și foarte, foarte, foarte stabile și merg extrem de bine. Și nu e atât de greu de făcut chestia asta. Iar un gigant precum Google e foarte ușor să facă o chestie de genul ăsta, adică probabil că nu o să ia extrem de mult. Ideea este să nu lase portița asta deschisă, pentru că dacă o lasă deschisă, reprezintă un mare risc de vulnerabilitate pentru ei, din punctul meu de vedere, de vulnerabilitatea business-ului. Și chestia asta va fi exploatată, dacă nu de Google, probabil de alții. Cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta, aștept și părerea voastră în comentarii. Mulțumesc, dați click pe subscribe și pe clopoțel, v-am zis eu tot cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!